Bună ziua! Sună? Sunt la ambasada Moldovei din Varșovia. Я звоню в посольство Молдовы в Варшаве. Алло. Потом грешите у номера. Кому со стерец, пыря. Ой, пазник для кола, ой. Да, я шерка номер для урженца. Шазау. Шазау зиди лукру. Verificăm. Domnul Oleg, da. Dacă este anul mă spun la ambasadă eu. 4-8, 5-0-8, 6-2-4-9-9-2. Numărul e drept. În numărul 48. Ții cu numărul, de unde? 22-64-65-507 la urmă. Al cui numărul ăsta? Al cui numărul ăsta, Igor? Da, fie așa. Witamy w ambasadzie Republiki Mołdawii w Polsce. Aby połączyć się, wybierz 1. Wydział konsularny, 4. Sekretariat, 5. Faks, albo poczekać na odebranie połączenia. No mam poloneze, nie spune. Są na sekretariat. 5. Eu am protestat odată, cred că în 2007 sau în 2008, la ambasada Moldovei de la Varșovia. Acum mi-au inclus faxul. Sun la numărul celălalt de urgență, afișat tot pe site-ul lor. Dacă ăsta... Domnule? Plus 48 51 7 6 6 6 3 8 3, 8, 7. Celălalt primul, care tot scria că e de urgență, mi-a răspuns o nene în poloneză și și-a dispărut. Aha. Dar tu cu cine ai vorbit de la ambasadă? Ei sunt în vacanță, toată ambasada. I'm sorry, but the number you have called is unavailable. Please leave a message after the tone. Bună ziua! Avem nevoie de ajutor pentru un cetățean moldovean rătăcit la Varșovia. Vă rog să răspundeți careva. Ori în poloneză, ori în engleză, nimic în română, nu zice ambasada moldovenească la Varșovia. Bine că nu e în rusă. Sună la primul număr de urgență la care mi-a răspuns cineva, măcar acela. Poate între timp s-a dus să caute pe cineva. Здравствуйте. Нам нужна помощь в посольстве Молдовы. Нужно помочь гражданину Молдовы. Он остался без денег, не может ехать до дому. До дому не может заехать? Да. Ну, а что-то я есть коробник? Не знаю. Там посольство Молдовы, не так? Где? То есть помылка. То есть, знаете. Понятно, извините. На сайте посольства Молдовы поставили ваш номер телефона. Сказали, что это для срочных звонков. Там
Понятно. Извините за беспокойство. Дякую. Амбасада Молдови, жбати жок. Ну, дар де Молдовен, да жбати жок де сараку... де сараку полонез ден Гданск, сау де унде азис ел кей. Че сте ажут ел? Да. Че сфак? Сун ла чел лалт număr, iară. Care două numere, deci la 992 nu mai sun. Da. Sun la cel cu secretariatul. I'm sorry, but the number you have called is unavailable. Please? Da, unavailable. Deci... 387 tot e unavailable. Hai să încerc cu cel cu 44 care e telefonul de bază. Secretariatul nu răspundem de fax. Încerc altceva. Четыре секретаря, там грешит ел. Da. Alo. Nici secretariatul nu merge. Sunt la secția consulară, da. Deci la 5 e fax. Degeaba m-am mirat prima dată. Aby połączyć się, wybierz 1, wydział konsularny. Sper că vede asta ministrul Nicu Popescu. Și o să dea afară un ambasador, un consul. Are motive serioase, nu? Un cetățean în nevoie nu poate fi ajutat. Site-ul ambasadei e bătaie de joc. La urgență e afișat numărul unui fermier din Gdansk. Poftim. Total inaccesibilă. Ambasada Moldovei de la Varșovia. Dar probabil s-au cheltuit milioane. În fiecare an pe bugetul ei, pe salariul oamenilor ăstora. O sun mai târziu, acum mă apuc să dau telefoane. Mă apuc să public video. Încerc pe internet. Bine, Igor, ținem legătura, da? Dacă aflu ceva, te sun înapoi. Mai stai acolo, da? Ceri ajutor de la oamenii din jur, dacă vezi. Da? Apropie-te de un polițist, dacă vezi că nu mai poți. De foame, de sete, de frică, da? Ești în Europa, trebuie să te apere. Te apropii de un polițist, dacă se întâmplă ceva. Doamne, mă vezi? Eu te văd, da. Pe mine se aude, domnule, se aude. Deocamdată nu se aude nimic, ținem legătura. Domnule, chiar arată altă dată, domnule, văd. Domnule,
Zidonie, mă auziți? Da.